Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou tutorial în care vreau să trec în revistă o listă de 5 aplicații de editare video gratuite și când spun gratuite mă refer la aplicații care să conțină funcții de editare fără limitări sau care să nu-mi introducă vreo imagine de tip watermark peste clipul pe care îl editez. Dacă o să le comparați vreodată cu aplicații de editare plătite, veți observa că aceste aplicații pe care eu vi le prezint sunt cel puțin la fel de performante ca acelea plătite, iar pe alocuri chiar mai bune. În ordinea complexităților în utilizare, acestea sunt. Primul editor pe care vreau să vi-l aduc în vedere este o aplicație pe care toți utilizatorii sistemului de operare Windows 10 și mai nou Windows 11 o au instalată pe PC-urile lor. Este vorba de editorul video al aplicației Photos și care este asemănător cu aplicația Windows Movie Maker din versiunile mai vechi de Windows. Aplicația Photos din Windows, care este în primul rând o aplicație de vizualizare a imaginilor salvate în format digital, conține în interiorul ei un editor video foarte simplu, dar care se dovedește în multe cazuri un instrument extrem de util pentru editări simple ale clipurilor video. De exemplu, eu folosesc acest editor pentru a realiza mai ușor operațiile de tăiere ale clipurilor realizate de mine prin capturarea ecranului, dar conține și alte instrumente cu care puteți adăuga sunete, imagini, texte sau chiar funcții mai avansate, cum ar fi efectele 3D. Puteți ajunge foarte ușor la acest editor în două moduri. Dacă aveți salvat pe calculatorul dumneavoastră personal un fișier multimedia, veți executa un click dreapta pe acest fișier, iar din meniul contextual apărut veți alege opțiunea Open With și apoi aplicația Photos. Dacă doriți să porniți un proiect de la zero, realizați cu ajutorul instrumentului de căutare al sistemului de operare Windows o căutare după expresia Video Editor. Lansați aplicația și apoi, pentru un click pe butonul New Video Project, puteți să începeți lucrul la proiectul dumneavoastră. OpenShot este un excelent editor video pe care îl recomand începătorilor în domeniu. Poate fi descărcat de pe website-ul openshot.org, este gratuit, este open source și poate fi instalat pe diferite platforme software, Windows, Mac, Linux sau chiar Chrome OS. Odată instalat, se observă simplitatea interfeței grafice a aplicației, iar dacă ar fi să-l comparăm cu editorul video din Windows, observăm că OpenShot conține o multitudine de funcții, cum ar fi tranzițiile sau efectele pe care ai putea să le aplici diferitelor clipuri video. Poți adăuga un număr nelimitat de track-uri, poți vizualiza partea audio a clipurilor ca formă de undă, poți edita titlurile proiectului aplicându-le chiar efecte 3D, poți stabili viteza de proiectare a unui clip video sau îl poți reda de la sfârșit la început dacă chiar îți dorești asta, iar limba în care sunt afișate meniurile poate fi aleasă dintr-o listă de peste 70 de limbi, printre care se numără și limba română. Shotcut este un alt editor video gratuit ce poate fi descărcat de pe website-ul shotcut.org și poate fi instalat pe toate marile platforme software. Suportă sute de formate audio-video și codecuri, nu este necesar niciun import, ceea ce înseamnă editare nativă, permite editarea unor clipuri video cu rezoluții înalte și o rată a cadrelor mare. Prezintă suport pentru o multitudine de plăci de captură video, folosește extrem de eficient resursele hardware ale PC-ului, permițând, de exemplu, procesarea imaginilor în paralel cu mai multe nuclee ale procesorului atunci când nu se utilizează opțiunea de a folosi procesorul plăcii video a PC-ului. Interfața grafică a aplicației conține panouri multiple, în care sunt afișate proprietățile media detaliate, fișiere recente deschise, listă de redare cu vizualizare în miniatură, panou de filtrare, vizualizare istoric și așa mai departe. Shotcut conține o imensă bibliotecă de tranziții și filtre ce pot fi aplicate clipurilor. Kdenlive este un alt editor video gratuit ce poate fi descărcat de pe pagina kdenlive.org și care, la fel ca precedentele editoare, poate fi instalat pe diverse platforme software. Proiectul a fost început în jurul anului 2003. Cea mai mare parte a procesării video este realizată de MLT Framework, care se bazează pe multe alte proiecte open source, precum FFmpeg.
Kden Live conține o interfață grafică similară cu celelalte aplicații prezentate aici, Kden Live permițându-vă să utilizați și să aranjați mai multe track-uri audio și video, fiecare putând fi blocat sau dezactivat după dorința dumneavoastră. Bazat pe foarte puternicele biblioteci FFmpeg, Kden Live poate folosi aproape orice format audio și video direct, fără a fi nevoie să convertiți sau să recodificați clipurile. Ca și celelalte aplicații de editare, Kden Live vă permite să vă configurați interfața grafică și scurtăturile de la tastatură, puteți crea diferite titluri cărora le puteți aplica diferite stiluri de proiectare și conține o foarte mare bibliotecă de efecte de tranziție sau de efecte video. Ca un plus, Kden Live conține o opțiune de autosalvare a proiectului la un interval de câteva minute în cazul în care utilizatorul nu a salvat munca depusă până în acel moment. Și ultimul, dar nu și cel din urmă, editor video pe care vi-l prezint aici este DaVinci Resolve, un editor dezvoltat de compania Blackmagic Design începând cu anul 2010 și este o aplicație impresionantă. De altfel, acest editor video este folosit la ora actuală de foarte multe studiouri de televiziune sau cinematografice. Varianta gratuită conține module pentru editare video, corecția culorilor, efecte audio și efecte vizuale. Formatele de fișiere compatibile includ formate video cum ar fi AVI, MP4, QuickTime, DNxHD și XAVC. DaVinci Resolve 17 oferă noi instrumente creative incredibile pentru editori, mergând chiar până la personalizarea interfeței grafice pentru alegerea culorilor, de exemplu, iar comenzile primare au un design nou care le face mai ușor de utilizat. Aplicația permite procesarea imaginilor și gestionarea culorilor la o calitate foarte mare, fiind adăugate funcții pentru a simplifica fluxul de lucru și pentru a îmbunătăți calitatea imaginii. Aplicația conține comenzi rapide de la tastatură sensibile la context, ce fac editarea incredibil de rapidă. Totodată, aplicația conține instrumente de analiză tranzitorie, ce detectează automat cuvintele sau efectele sonore individuale. Este de departe cel mai complex editor video gratuit pe care îl puteți folosi la ora actuală. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi, eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!